лапавашку несип и кварц. Урел. Но из профаца уфост. Он таты чинчань. Урмы плюс-минус. Ше респектив. С профаца фэры валурь, фэры болтуащ, фэры гэлурь. Экал на урел скинуйку лонус скваты. Поважу. Тату с профаца есть тебе не блокаты. Практика. Сопримит кауперный ден бетон. Каповеллисы блокя зона квалта. Шину с этим за практик дело. Жак один тот с профац. Вот это. Проче судя демонтары по вашему. Așadar, noi vorbim despre nisip cuarțos și m-au întrebat băieți în privința la nisip cernut sau spălat. Simplu. Primul moment sau avantaj care îl are nisip cuarțos în raport cu nisipul simplu cernut sau alte tipuri de nisip e fracția cristalilor de nisip. La nisipul de cuarț, cristalul de nisip este de la 0 până la 0,8 mm, adică nici 1 mm nu are îngrosime. A doilea avantaj, nisipul nou este uscat în comparație cu nisipul cernut. Noi suntem o companie care se ocupă cu amenajarea teritoriului cu pavaj și respectiv folosim destul de des și nisipul cernut și spălat pentru astuparea rosturilor, din motivul că el este mai ieftin. Dar rezultatele lucrărilor finale e destul de considerabil. Haideți, în primul rând, nisipul cernut s-a spălat la moment, el vine doar jilă din carieră și respectiv el e în așa boturi. Și băieți când lucrează cu dânsul trebuie să-l împrește pe suprafață, să aștepte când el se dezgheță sau să usuci. Și respectiv faptul că el este jilă, distanța dintre cristale e destul de mare și respectiv foarte greu astupă rosturile în comparație cu nisipul uscat care noi avem aici, da? Nisipul uscat el cristalii sunt destul de măruți și el, dat fiind fapt că șing este uscat, el foarte ușor intră în rosturi. Alt avantaj la nisipul de cuarț este faptul, pe lângă faptul că este cristalii mărunți, mici, suprafața, adică însăși cristalii se primesc în rost, ele sunt mai multe și respectiv și suprafața pe care acționează forța de frecare este mai mare. Și din motivul ăsta, practic, este destul de greu să demontezi pavelele, ele de data practic și se strică. Adică, asta poate fi și un dezavantaj. Odată și să vreți să demontați pentru careva lucrări de mentenanță pe vajul, o să fie necesar ca dumneavoastră să o stricați o parte din el. Adică să fiți gata că metru pătrat de pavaj, sigur, o să trebuie să-l stricați ca să aveți posibilitatea să demontați mai departe restul pavajului. Parcă asta e.